pe care l-ai avut în momentul în care ai privit primul episod din noul sezon de Imperiul Leilor? Am zis, Doamne, ce fețe fac! Asta a fost prima mea reacție. A fost foarte plăcut și Varga steals the show, cum se spune. El mi se pare până acum, cel puțin după primul episod, cel mai cool. Și băi, ați făcut o treabă extraordinară, cum ați pus cap la cap. Vezi, noi am văzut doar partea noastră. Mi se părea că ai, nu totul, dar acolo e mare. Și tu este și partea din spate, cu poveștile lor, cum i-ați găsit pe oamenii ăia, cum își duc și ei, cum își conduc afacerile. Cum ți s-a părut toată experiența Imperiul Leilor, acum că s-a terminat sezonul, s-au terminat filmările? Mi se pare o experiență care chiar cred că are un impact pozitiv în România și asta mă bucură cel mai tare. Adică nu e doar show, chiar este și cu partea asta de reality foarte accentuată. Eu am luat foarte în serios toate investițiile. N-am zis hai să investim ca să ne distrăm, nu. Am luat foarte în serios și sper să le ducem până la capăt. Și toată lumea a luat totul foarte în serios și de asta cred că cei care ne urmăresc și le mulțumim lor, că până la urmă pentru asta e, despre asta e totul, chiar cred că au ceva de învățat. Pot fi inspirați oameni care nu au poate curajul să înceapă un business, poate inspirăm să facă asta. Cum a fost revederea cu Lei? S-a terminat sezonul, s-a terminat filmările și acum v-ați văzut să vizionați primul episod împreună. Care a fost atmosfera astăzi? A fost ca pe platou. Hei, ne-am luat prima zi la filmări, eram așa foarte zise, mai era mai ales că pentru mine primul sezon și eram să vedem. După care ne-am împrietenit cu o parte din ei, m-am mai văzut deja între timp și cred că putem spune că suntem prieteni. Adică a fost o bucurie, îmi plac foarte tare oamenii ăștia. Un mesaj pentru fanii Imperiul Leilor și de ce nu pentru viitori antreprenori care vor veni și în sezoanele viitoare. Aveți curaj și fiți foarte, foarte atenți la ce faceți, pentru că e foarte ușor în antreprenoriat. Fie să ne îmbătăm cu apă rece, cu citate motivaționale, că totul se poate și atunci uiți drumul ăla greu, că tu trebuie să duci niște bolovani în spate, pentru că asta e viața de antreprenor. Și nici să nu cădem în hăul ăla, în râpa tristeților, că nu se poate, pentru că mereu dai de greu și nu vrei să te lași. Te ridici și te duci mai departe și să nu ne plângem de România, pentru că chiar este un loc foarte potrivit și un moment foarte potrivit să începem afaceri. Și tot spun asta și insist pe lucrul ăsta, pentru că le cred foarte tare.